toți cetățenii din Costești. Aș vrea să vă felicit cu această zi frumoasă, cu ziua unui an nou fericit. Vă doresc multă sănătate, fericire, noroc din partea Consiliului din Costești. Vin moșul bine, nu se aude! Moș Crăciun! Ha, 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 ha! După vechiul obicei, moșterii din Străbunei, am sosit la voi, băieți, prin troiene și nămeți. Vai, dacă sunteți copii, mă priviți cu ochi zglobii. Ia-mi spuneți dacă e așa, dor de moșul vă era? Da, da, cunoaște moșul, cunoaște. Ia-mi spuneți, sunteți cu minți? Moșul e cam surd, dar are 999 de ani și 36 de săptămâni. Dragii moșului, la mulți ani! Moșul vine de departe. Moșul știe că ați scris multe, multe scrisori lui Moș Crăciun. Ca moșul să vină la voi, să vă aducă multe, multe daruri. Și moșul s-a grăbit, căci cu adevărat, anul nou, Crăciunul, nu poate fi fără prezența lui Moș Crăciun. Doar mare magie, dorința de a dori ca să fie Moș Crăciun, ne face să fim mai blânzi, mai pur la inimă. Ia-mi spuneți, dragii moșului, ați pregătit pentru Moș Crăciun cadouri, poezii, cântece, colinde, urături, cadouri! Ai, criza brântuie peste moșul, dar peste... Vai, nepoțele, uite și criza s-a rezolvat. Nepoțele, bună seara! Nepoțele, spune-te rog, peste Moș Crăciun astăzi a bântuit criza sau nu? Cred că nu. Apoi iată, dragii moșului, înseamnă că Moș Crăciun este plin doldura de cadouri, dar cu o singură condiție, să vadă Moș Crăciun că el vine de departe, până când își trage un pic sufletul, vrea să aleagă câte un nepoțel, să-i spună câte o colindă, câte o urătură. Sunteți de acord? Așa, Moș Crăciun, până o să vină și mulți, mulți oaspeți invitați al lui Moș Crăciun, vrea să vadă și voi ce cadouri ați pregătit pentru moșul. Iată, moșul se coboară un pic mai jos și o să-i întrebe, să afle, de fapt, de la ce micuți, ce cadouri au pregătit pentru Moș Crăciun. Așa, voi rămâneți la locurile nepoțele când Moș Crăciun o să audă câte un colind sau câte o poezie, nu cumva ceva sărăcia și criza să bântuie peste moșul. Așa! Dragii moșului, cine vrea primul așa? Tu e nepoțele, da? Nu mă se prea mare. Așa, am văzut aici un costum minunat, niște urechiușe delicate. Nepoțico? Așa. Uite, moșului fac, așa e puraș. Ia vino la Moș Crăciun aici. Așa, vino la Moș Crăciun. Hai. Așa, uite, dragii moșului, chiar dacă vânători, nepoțico, poți păși aici sus, da? Ia de mânuța la Moș Crăciun. Așa, ajută-l să fii moșul. Că moșul are săruri la oasă și nu se plăcă. Așa. Ce ai pregătit, nepoțico, pentru Moș Crăciun în această seară minunată de Revelion, de la cumpăna anilor dintre 2012 și 2013? Ce poezie, un colind, un cântec. Cum te numești, de fapt? Rodica. Uite, ce simbolizează la tine această căciuliță? Da, nepraș. Așa-i? Ai pregătit ceva pentru Moș Crăciun? O colindă. Scoală, gazdă bună, scoală, nu mai sta, florile sunt albe, flori de măr. Că venim acum, vă colinda, florile sunt albe, flori de măr. Omul bun ne va primi și cu drag ne va cinsti. Omul bun ne va primi și cu drag ne va cinsti. După dat în colindă, la mulți ani noi vă urăm. Mulțumesc!
pregătit voi pentru Moș Crăciun. Uite nepoțelul, Sfântul Vasile o să se închine. Adică moș, nepoțele, îi dă-i-l Moș Crăciun? Moș Crăciun? Așa! Ha, ha. Să credem în magia sărbătorilor de an nou. La mulți ani, nepoțelul. Să crești mare, să aduci bucurie părinților și celor dragi. Să vadă Moș Crăciun. Hai să treacă, dacă spui o urătură, Moș Crăciun, cu deosebită plăcere, te acceptă pe scenă. Așa, cum te numești, nepoțele? Ionuț. Și mămica și tăticul este la revelion astăzi, da? Ai pregătit lui Moș Crăciun o urătură, da? Ce note înveți? Pe 10 și pe 9. Așa, o știut moșa. Ești prin țar. Hai spune, Ionuț, urătura. Bună seara la porțițe, la baie și la fetițe. Bună seara tuturor celor de pe cuptor. Am venit la dumneavoastră să întindem și fereastră brațe noi de bucurie, de mări să vă fie. Am un nou ce ușă bate cu noroc și sănătate. Am un nou, am multe zidi și pace ne-a trimis pe noi încoace. Ne-a trimis să vă fim lugușor să pornim. Strânge troata băieței, să sminăm de lucrurile, să răsune peste voi. Hai, hai! Bravo, Ionuț, bravo! Să dea Domnul ca în anul care vine să ai rezultate mai bune. S-a spus de mămicu, de tăticu. Uite așa, nepoțele, ia să vedem aici ce-a pregătit nepoțelul primar pentru nepoțelul Ionuț. Așa, moșul, dă, așa, așa. Moșul are prea multe atribuții. Hai, Ionuț! Așa, bravo! Am să vedem acum cine o să-i cânte lui Moș Crăciun în continuare. Și o să avem o casă de cultură că n-o să mai râdă nimeni de noi. Așa. Cum te numești? Lenuța. Hai vină lângă Moș Crăciun. Hai spune poezia tare. Când vine vremea rea, pe primii fugi de nea, se scutură de nori, de sfinte sărbători. Povești cu ungeraș, pentru copii băznași, povești cu frisbări. Bravo! Bravo, Moș Crăciun. Iată aici a pregătit un cadou. Acum vrea Moș Crăciun să audă un colind ca să-l cânte toată lumea. Cine cunoaște cele mai frumoase colinde din... Eu? Cine eu? Iarăși eu. Așa, nepoții cu colind, da? Un colind? Hai, vino la Moș Crăciun. Cu o singură condiție, mai ascultăm încă două poezii și trecem la dans ca să nu înghețăm așa. Când o să, face, când o să facă Moș Crăciun cu nepoțelul reparație, cum te numești, vino mai aproape aici. Ține sorcova această mânuță și o să o fluturi un pic ca să zungănească clopoței. Cum te numești? Liza. Lizia. Câți anișori ai? 8. 8 ani! Bravo! Ce mare ai crescut în acest an de când moșul n-a mai venit. Ce ai pregătit pentru Moș Crăciun? Colind. Așa, să o auzim pe Liza cu acest colind frumos și cine știe să cânte cu noi împreună. Căci astăzi cu adevărat este sărbătoarea de an nou, de Crăciun. Noi un pic ne-am bâlbâit în sărbători, dar asta e. Hai, bine puțin! Moș Crăciun, priviat părinte, te așteptăm în sărbători. Să vii iar pe drumuri sfinte, de cu seară până zori. Moș Crăciun, Moș Crăciun, ne adune pomii cu mare, tot poporul credincios, e cereasa sărbătoare a nașterii lui Hristos. Moș Crăciun, Moș Crăciun, ne trezim cu toți la viață, iată moșul a sosit, îmbrăcat în flori de gheață. Moș Crăciun, bine ai venit! Moș Crăciun, Moș Crăciun! Bravo, bravo, bravo! Bravo, iată de la Moș Crăciun un cadou. Mulțumim! Dar produsul nostru poate să licărească în lumini numai atunci când voi cu toții o să pronunțați cuvântul magic. Cu toții! 1, 2, 3! Ardă pomul în scânteie!
frumos, verde, mare și ghimpos, în lumină te îmbracă pentru anul care pleacă, pentru anul care vine, auzim numai de bine, cu toții, 1, 2, 3, ac de pomul în scântei, iată pomul a înflorit. Noi, anul 2012, cu toată seceta, cu toate greutățile, posibilitățile, reușitele și nereușitele, avem unele realizări. Dacă să vorbim la concret, deci satul Costești anul ăsta a câștigat un apeduct de 2.800.000, satul Costești a câștigat două porțiuni de drum în Poiană și înspre fermă, deci anul ăsta a câștigat o porțiune de apeduct în Furnicare, o porțiune de apeduct în Gârlea, care încă nu este finisat, s-a câștigat iluminarea străzilor, s-a câștigat drumul la cimitir, asfaltarea drumului la cimitir, la biserică, la Costești, s-a reparat drumul spre școala numărul 2, drumul spre cimitir sau spre biserică la Gârle, s-a reparat drumul spre Furnicaru. Deci, s-a făcut multe lucruri la toate instituțiile, deci am câștigat și am făcut asfaltarea la grădinița numărul 1, asfaltarea și reparația capitală exteriorul grădiniței numărul 2, asfaltarea, ce vedeți aici în fața casei de cultură, asfaltarea liceului Olimp, reparația cazangerii și schimbarea la grădinița numărul 1, schimbarea sistemului de gazificare, s-a câștigat acoperișul la acest ambulatoriu 500.000, deci am efectuat proiectarea sistemului de canalizare 450.000, care acum l-am depus cu un buget de 40 de milioane, care la momentul actual este depus la Ministerul Mediului, ca apoi să primim finanțare pentru 2013. Deci, cam mai este. Deci, avem câștigate o stație de pasageri la Mahala Popii, reparația drumurilor, de acum am vorbit, iluminarea străzilor, iată, chiar ieri am dat drumul iluminării de la școală la două străzi, am iluminat două străzi, deci sunt valorificări, sunt realizări cu toate greutățile, mulțumim Domnului, este de ce vorbi, dar rămâne să lucrăm în continuare. Deci, toate astea s-au lucrat împreună, administrația publică a lucrat cu Consiliul, care au fost împotrivă, care au fost pentru, dar avem merite, s-au conlucrat cu probleme, cu greutăți, cu punerii beți în roate, dar s-au mers înainte. Deci, să zicem mulțumim Domnului de ceea ce este, mulțumim de ceea ce s-a reușit și chiar dacă undeva ceva nu s-a dobândit, nu s-a reușit, sperăm că anul 2013 va fi un an mai fructuos, vom câștiga, vom bate ușe cum am bătut și anii ăștia, anul ăsta, în toate ministerile, la toate ușile, pentru apăra bani, pentru satul Costești. Sperăm că anul care vine este pus în plan construcția drumului în asfalt, deci la kilometru 9-16 Mahala Popii spre Hanska, sistemul de canalizare 40 de milioane, să vedem cum ne întoarcem, că s-a fost o divergență în Consiliu pentru construcția unui gunoiști, ne întoarcem la o ședință special, la o ședință pe problema asta, cred că oricum varianta o să meargă înainte de a câștiga o finanțare de 26 de milioane. Sperăm că vom merge cu un proiect pe centrul satului, ni s-au propus că să câștigăm 40 de piloni de iluminare cu baterii solare, să dea Domnul să se primească așa cum ne punem noi în plan. Avem în plan
a face reparație acestui edificiu, Casa de Cultură. Acum suntem în stadii de proiectare, reproiectăm acest local ca să avem proiect, putem înainta divizurile și proiecte la finanțare, să aducem, să putem face sala, putem petrece oricare ședință, oricare adunarea satului în acest local care are special această destinație. E mult de vorbit, e mult de făcut față de mulți ani înainte, într-un an și ceva, s-a câștigat multe, peste 10 milioane de lei am câștigat noi satul Costești cu, vedeți, cu drumurile centrale. Încetul cu încetul, după construcția sistemului de canalizare, mergem. Asta este menirea noastră, asta este menirea Consiliului Local, cred că noi vom realiza. Dar cot la cot cu dumneavoastră, sper că vom face tot ca în satul Costești să fie curățenie, să fie o ordine. Numai o leacă s-a topit ometul și uitați-vă pe marginea străzilor cum stau sacii cu gunoi, iese ca ciupercile din omăt. Deci asta este, noi suntem consătenii. Dacă nu ne facem observații unul altul, avem ceea ce avem. Sper că o să recunoaștem și o să mergem înainte ca să facem o localitate să fie oraș. Eu vă doresc anul ăsta care se duce să-l petrecem cu bine, anul care vine să ne aducă voie bună, să ne aducă sănătate la fiecare dintre voi, la fiecare dintre noi, să aveți prosperitate în fiecare familie, să beneficiați toate bunurile care se merită să le beneficieze fiecare consătean al satului Costești, iar noi să ne facem față cerințelor la locul nostru de muncă pentru ce suntem salariați. La 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 la